Bună! Acesta este ultimul video de 39 de ani. Săteam și mă gândeam dacă ar fi să las un ultim mesaj. Uh, mie însămi și celor din jur, uh, un ultim mesaj de 39 de ani, care ar fi acela? Și pe urmă am zis, păi, hai să-l las și o să vedem care va fi. Uh, da, mâine schimb prefixul, fac 40 și mă gândeam, uh, mă gândeam la chestia asta. Și un ultim mesaj pe care să-l las acum. Cred că ar fi despre îndrăzneală. Da, cred că ar fi foarte mult despre îndrăzneală. Uh, am început să fac videourile astea, așa simt să le fac. Uh, probabil că o să se oprească la fel de brusc cum am început. Și sunt oameni care se gândesc uh, ce a apucat-o pasta. <laughs> se crede vreun terapeut, vreun psiholog, vreun filozof, ce cei cu ea de parcă ne-ar trebui o pată la mal la mână sau vreo diplomă ca să vorbim despre sentimente și despre trăirile noastre. Din potrivă, simt că noi trebuie să vorbim mai mult despre sentimente și trăiri autentice. Cred că nu, cred că de mici trebuie să fim un pic mai băgați în povestea asta, cu a vorbi deschis și autentic. În societatea asta și în lumea asta în care suntem tot mai robotizați, și avem tot felul de stimuli externi și cumva trăile noastre sunt conectate și depind starea de bine sau nebine de ce se întâmplă exterior nouă. Cred că trebuie să vorbim mai mult de sentimente și așa autentic. Și dacă ar fi să dau așa, o, o să, să las un, un ultim mesaj de 39 de ani, ar fi despre îndrăzneală. Ar fi mult despre îndrăzneală. Cumva nu trebuie aprobarea nimănui, nu trebuie să cer dreptul nimănui să să, să fac chestia asta. Da, mă gândeam că sunt afară, în sănătate, oameni pe care, YouTube, oameni care, mă rog, cu asta se ocupă, din asta și câștigă existența, de ne minunăm de ei, da? Oameni care fac videouri în bucătărie, provocări, călătorii, tot ce trăiesc, tot ce fac, e acolo. Și îi admirăm, ne mirăm, te muluiți și poate chiar am dorit să avem și noi curajul ăsta, dar nu-l facem. -au început, au început de ceva ani și la noi în România oameni să facă videouri. Dar cumva avem aceași, această chestie, așa simt eu, că trebuie... Că How dare she? Who does she think she is? De parcă ne trebuie vreo aprobare de la vreun minister. Da. Bine, eu cred că aici, așa, în zona aceasta de sud de a României, avem și mai multe inhibiții. Da, o fi o prejudecată de-a mea, o fi, probabil, dar asta e. Și um, cred că um, copiii noștri... Mă uităm la șefaliță, Barry, iară, <laughs> femeia asta pe care o admir mult și îmi plăcea mult de tot un video, o să vi spun acum, acum sau și mă gândesc că mesajele astea ajung, aj, a, mesajele ei sau mesaje de genul să ajung greu în România pentru cei care nu vorbesc limba engleză pentru adulți și cumva multe din, din mesajele ei sunt, sunt pentru adulți și pentru uh, Cineva face o treabă foarte bună să traducă uh, 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 astea videurile ei. Așa, și spuneam într-un video de curând că copilăria este cumva uh, o inconveniență în viața unui om. Adică părinții uh, au început tot mai mult în ultimii ani să investească în copii sau să-și dorească ca copiilor de cât mai mici să poate să, să învețe, să citească, să scrie, să învețe o limbă străină, un instrument muzical, să facă, să facă, să facă. Cumva este o alergătură spre, spre maturitate. Maturitatea contează, acolo trebuie să ajungem și acum când ajungem acolo să ne realizăm. Și cumva este o fugă și o goană pe ideea de a te realiza încă de mic. Și copilăria nu mai este vorba despre bucurie și despre trăie și despre a fi împreună și despre joacă. E mult academic, este mult pe intelectual, este foarte mult pe uh, ce abilități ei de mic, de parcă e pe competiție, da? Este pe competiție. Și tocmai de frica asta foarte mare că nu -o, o să se realizeze copiii. Dar ce facem în, acesta? În, în același timp, cred, mult rău? involuntar, nu cu, cu rea intenție evident. Este că încercăm să controlăm foarte mult copilăria și să controlăm copiii să performeze cum vrem noi adulții, să facă, să realizeze, să se zbată, să învețe, să nu știu ce, to achieve, to achieve, achieve, să realizeze tot felul de chestii, că îi inhibăm pe copii. Copiii nu mai au cutezanță. Asta, cuvântul ăsta pe care îl spun eu acum, să aibă cu tezanță, să să, 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 să să treacă o chestie prin cap și să o facă, să fie foarte autentici. Uh, Autenticitatea lor, unicitatea lor, unicitatea fiecăruia dintre noi uh, dispare în momentul în care e foarte multă corvoadă de a realiza academic, de a realiza intellectual intelectual și mai puțin pe ideea de sentimente, de, 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 de trăiri, de conectare. Și atunci o să creștem foarte mult copii. Îi văd, nu cresc atât de mulți copii. Zi de zi. Nu trebuie să fie ai mei proprii ca să-i văd și să-i simt. Ce greu este să-i se să exprime. Ce greu este să, să spună realități. Ce greu este să vorbească pe șleau. Ce greu este să vorbească deschis. Câte lucruri încă în secolul 21 li se par foarte tabu. Uh, cum nu pot să-și exprime un punct de vedere, cum nu au curajul să-și expună un punct de vedere gândindu-se că poate mie nu-mi convine. Cum nu sunt asumați, cum nu sunt responsabili toate lucrurile astea uh, fără rea intenție, noi le provocăm dar le provocăm din dorința asta noastră de control să facă ca noi, să facă ca noi și atunci când ei trebuie să se gândească pentru ei înșiși și să poată să ia ei o decizie sau să își exprime un punct de vedere sau să se gândească la ceva într-un fel critic, ei se gândesc, ei se da, oare ce așteptare are Mona? Oare cum când a pus întrebarea asta și a zis gândiți-vă și spuneți ce credeți, de fapt, ce vrea ea să spunem? Adică unde bate povestea asta? Și este foarte mult despre a mulțumi profesorul. Am mulțumit părintele. Și de aici ne dispare cu tezanța. Da, frate, uite, vreau să mă filmez în momentul ăsta. Uite, mi-a trecut mie prin cap o zeneu. -o. o să fie 10 care îmi dau o thumbs up și zic bravo, măna, uite, e o chestie deșteaptă. Și o să fie 20 care zic, ah, oh, ce gunoaie și ce prostie. Oh, that's fine, ok. Nu o să mai învăță planeta asta, pentru că am făcut eu un video patetic, pe bune acum. Asumare, din orice punct de vedere, din orice punct de vedere, um, Responsabilitate socială, tot de aici vine. De la faptul că copilăria este o goană după de mici, nu? După diplome, după merite, după realizări, ca să cumva ăsta ar fi exemplul adultului sau începutul adultului în formare realizat. Copilăria este doar o etapă spre adulthood, spre, spre maturitate care este, nu că neapărat că inconveniență, folosesc cuvântul, mi-a plăcut, cu, a fost cuvântul și faliță Barry, it's an inconvenience, e foarte puternic și poate foarte, foarte respins de mulți, dar mie mi s-a părut că da, văd în jurul meu foarte mulți, foarte mulți copii care sunt împinși, împinși să se să realizeze. Și nu mai că sunt împinși, își doresc. Dar ne robotizăm. Ne pierdem din autenticitatea și dintre. Și devenind atât de controlați, nu mă voi mai avea inițiativă, spirit de ini inițiativă, de putezanță, de step out of your să-mi din zona de confort. Sunt multe lucruri care merg mână în mână. Um, am mai spus și o mai spun. Lucrurile astea sunt lucruri pe care le ascult, le citesc, cu care rezonez și pentru că rezonez foarte mult, îmi rămân în suflet și le pot um, exprima profunzimea lor, rădăcina lor, chestiile mai am lambicate și mai de uh, uh, substrat, uh, nu vi le pot explica. Uh, cine rezonează și înțelege, uh, dincolo de explicațiile mele, așa, sterile, cred eu, destul de sterile, e bine. Uh, și inclusiv chestia asta că you don't have to agree with me, nu trebuie. Eu voi eu, exprima aici un punct de vedere, uite, asta cred eu, voi prostia sau cred eu. Uh, eu mi-asum chestiile astea pe care și Poate oricine să vină cu argumente contra, dar știți ce? Să învățăm în România o chestie. Exprimate frumos, non-violent, asertiv. Mona, eu nu cred că de, e deloc așa. Dar uite de ce nu e așa? Pentru că, aha, și eu zic a, da, păi și punctul să de vedere e valid. Bineînțeles. Înțeleg de unde vii cu povestea asta. Uh, discuțiile astea, debate care să fie asertive și în care să fie niște conversații și comunicări reale, Acea carte am aici Salome. Deci omul ăsta spune așa, că noi ar trebui să facem comunicarea uh, materie obligatorie în școli. Da, cred, cred cu tot sufletul, comunicarea materie obligatorie. Să învățăm să comunicăm, că fraților nu știu să comunicăm. That's what I think. That's me and what I think. So you don't have to agree with me. Ok, asta a fost ultimul meu video de 39 de ani. Goodbye!